Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gherganov și vă prezint ora știrilor. Consiliul Superior al Procurorilor a examinat dosarele celor patru candidați la funcția de procuror general, preselectați de o comisie de la Ministerul Justiției și i-a admis pe toți în cea de-a doua etapă a concursului. Astfel, Vladislav Gribince, Oleg Crișmaru, Veaceslav Soltan și Alexander Stoianoglu sunt așteptați pe 28 noiembrie la proba interviu organizată de membrii CSP. Consiliul Superior al Procurorilor a admis toate cele patru dosare, dar a solicitat de la Centrul Anticorupție, Agenția Națională de Integritate, Serviciul de Informații și Securitate, dar și de la Comisia Medicală, informații suplimentare în vederea completării dosarelor. A admite la etapa de selecție din cadrul concursului public de selectare a candidatului la funcția de procuror general dosarele următorilor candidați: Crișmaru Oleg, Gribincea Vladislav, Soltan Veaceslav, Stoianoglu Alexandru. Președintele CSP, Angela Motuzoc, susține că nu există niciun act care ar confirma că rezultatele concursului organizat anterior de către Ministerul Justiției ar fi fost anulate. Între timp, au fost depuse patru contestații din partea candidaților care nu au fost admiși la concurs. Ministrul Justiției, Fadei Nagacevski, a declarat că aceste plângeri nu împiedică CSP să meargă mai departe și să organizeze etapa interviului. În condițiile actuale, Consiliul Superior al Procurorului nu dispune de careva acte justificative care ar pune piedici la continuarea concursului respectiv și de aceea pe data de 28 noiembrie 2019, ora 10, a fost fixată etapa interviurilor cu acești patru membri preselectați, patru candidați preselectați. Ședința CSP a avut loc cu ușile închise, iar la ea nu au participat candidații selectați. Într-o postare pe Facebook, fostul premier Maia Sandu susține că, prin desemnarea procurorului general care urmează să fie ales, va ieși la iveală motivul real al demiterii guvernului Sandu, iar viitorul procuror va fi unul controlat politic, lucru negat anterior de către autorități. CSP are la dispoziție 10 zile pentru a propune o candidatură șefului statului. Acesta poate respinge candidatura o singură dată, după care este obligat să o accepte. Scandalul în jurul procurorului general a luat amploare odată cu decizia fostului ministru al justiției de a anula rezultatele concursului de selectare a candidaților, dar și cu decizia Maia Sandu de a numi personal câțiva pretendenți. Ulterior, guvernul Sandu a căzut ca urmare a refuzului Maia Sandu de a-și retrage inițiativa. Curtea de apel Chișinău urmează să examineze recursul membrilor fostului guvern Filip, care au contestat începerea urmăririi penale pentru uzurparea puterii de stat. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, completul de judecată va fi format din trei magistrați, iar raportor pe această cauză a fost desemnat judecătorul Ghenadie Morozan, care ar fi rude prin afinitate cu fostul președinte PDM Vlad Plahotniuc. Am încercat să aflăm de la Ghenadie Morozan în ce relații de rudenie este cu fostul lider democrat, însă acesta nu a răspuns apelurilor noastre. Recursul a fost declarat de către membrii fostului guvern, Pavel Filip, Monica Babuc, Alexandru Jizdan și Nicolae Ciubuc. Procurorii optează pentru menținerea hotărârii instanței de control judiciar, prin care actul procesual de inițiere a anchetei penale în cauza specificată a fost declarat legal, fără ca să fie găsite temeiuri pentru a-l infirma. Amintim că prin ordonanța procurorului general interimar Dumitru Robu, la 5 august, a fost dispusă inițierea unei cauze penale pe faptul uzurpării puterii de stat în perioada 7-14 iunie 2019, de către Partidul Democrat din Moldova, condus la acea vreme de către Vlad Plahotniuc, în baza unui denunț depus de fostul ministru de interne Andrei Năstase. De cealaltă parte, deputații democrați au calificat dosarul drept un fals și făcut la comandă, iar la 16 august au depus un denunț în care solicită Procuraturii Generale pornirea urmăririi penale pe faptul uzurpării puterii de stat în perioada 8-15 iunie de către guvernarea PSRM acum. Potrivit codului penal, acțiunile săvârșite în scopul uzurpării sau menținerii forțate a puterii de stat cu încălcarea prevederilor Constituției se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani. Deocamdată nimeni în Republica Moldova nu a fost condamnat pentru uzurparea puterii de stat.
În urmă cu puțin timp, Curtea de Apel a amânat ședința în care urma să fie examinată recursul privind uzurparea puterii în stat. Și asta pentru că judecătorul Ghenadie Morozan, despre care procurorii susțin că ar avea legături de rudenie cu fostul democrat Vlad Plahotniuc, a depus o cerere de abținere de la examinarea cauzei. Următoarea ședință urmează să aibă loc la 11 decembrie. Directorul Centrului de Medicină Legală a fost reținut cu puțin timp în urmă de ofițerii CNA și procurorii anticorupție în dosare ce vizează expertizele trucate, contabilitate neagră și corupția din instituție. Potrivit CNA, acesta urmează să fie escortat la Procuratura Anticorupție pentru a fi audiat pe marginea suspiciunilor privind implicarea sa în scheme de corupție. Tot astăzi, procurorii vor cere instanței de judecată arestarea preventivă a 6 legiști din cei 10 reținuți acum 2 zile. Potrivit comunicatului de pe pagina oficială a CNA, 4 din ei colaborează cu ancheta și urmează să fie cercetați în stare de libertate. Aceștia sunt învinuiți de organizarea unei scheme infracționale prin intermediul căreia ar fi dobândit ilicit mijloace bănești ce reprezentau plăți pentru serviciile de expertiză judiciară. Potrivit materialelor cauzei, banii ar fi fost pretinși pentru formularea unor concluzii denaturate în rapoartele de expertiză, întocmite în legătură cu examinarea cauzei morții, iar aceste plăți variau între 900 și 10.000 de lei și nu erau contabilizate în casieria instituției. Prin urmare, sumele indicate ar fi fost împărțite între cei care prestau serviciile menționate, în acest mod fiind cauzate prejudicii materiale instituției medicale. În cadrul perchezițiilor desfășurate de ofițeri și procurori la domiciliile celor vizați, au fost ridicați zeci de mii de euro și de lei, bijuterii din aur, precum și înscrisuri de ciornă ce ar reprezenta contabilitatea neagră sau banii care nu ajungeau în casieria instituției. Totodată, proveniența bunurilor și mijloacelor bănești ridicate urmează a fi stabilită în cadrul anchetei. Pe faptele enunțate au fost pornite 2 cauze penale, pentru corupere pasivă și escrocheria, iar dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 15 ani de închisoare cu amendă de până la 500 de mii de lei și privarea de dreptul de a ocupa funcții pe o perioadă de până la 15 ani. Victor Chironda este noul viceprimar al municipiului Chișinău, responsabil de urbanism și mobilitate urbană. Hotărârea a fost luată la ședința Consiliului Municipal Chișinău. Candidatura acestuia a fost susținută de 41 de consilieri. Locul lui Chironda în CMC va fi preluat de Sergiu Tofilat. Din nou promisiuni din partea noului premier Ion Chicu, de această dată în cadrul unei întruniri cu oamenii de afaceri din raionul Orhei. Prim-ministru i-a asigurat pe businessman că executivul nu va opera modificări în legislație și nu va mări nicio taxă în următorul an. Chicu nu a specificat însă în ce mod va face acest lucru, în condițiile în care guvernul Sandu a elaborat noi măsuri fiscale, ulterior aprobate de Parlament, măsuri cerute de Fondul Monetar Internațional. Șeful guvernului Ion Chicu a discutat cu oamenii de afaceri din raionul Orhei despre provocările cu care se confruntă în activitățile lor. Premierul și-a motivat necesitatea întrunirii prin faptul că și-a dorit să știe din prima sursă care sunt viziunile businessmenilor și unde este necesar să intervină cabinetul de miniștri ca să creeze un climat bun pentru dezvoltarea afacerilor. Agenții economici, inclusiv producătorii, au spus premierului că cea mai dureroasă problemă este, desigur, piața de desfacere și în special exportul produselor agricole. Chicu a dat asigurări că acest subiect va fi discutat în cadrul vizitei sale la Moscova. Nu mai putem trăi pe credite și ajutoare venite din afara țării, trebuie doar să muncim mai mult. Vă asigurăm că nu vom opera modificări în legislație și nu vom mări nicio taxă în următorul an, a promis iarăși Ion Chicu. Premierul nu a spus însă ce se va întâmpla cu modificările deja intrate în vigoare, după ce în iulie 2019 guvernul condus de Maia Sandu a negociat
negociat cu Fondul Monetar Internațional un nou acord de finanțare care prevede un împrumut de 46,5 milioane de dolari până la sfârșitul anului. Înțelegerea a fost condiționată de majorarea anumitor taxe și impozite. Printre acestea se numără și dublarea TVA-ului până la 20% pentru domeniul Horeca, anularea scutirii personale pentru moldovenii cu venituri mai mari de 20.000 de lei și impozitarea tichetelor de masă. Acest lucru a stârnit nemulțumirea oamenilor de afaceri. La întâlnirea cu premierul Ion Chico au venit aproximativ 60 de oameni de afaceri din raionele Orhei, Telenești și Răzina. Consiliul Municipal Orhei a desemnat 3 viceprimari ai municipiului, astfel în cadrul unei ședințe extraordinare cu votul aleșilor locali, Cristina Cojucaru a fost aleasă în funcția de viceprimar pe probleme în construcții și infrastructură. Viceprimar pe probleme sociale a devenit Valerian Cristea, iar Anastasia Țurcanu va exercita funcția de viceprimar pe probleme de economie, buget și finanțe. De asemenea, a fost aprobată și formarea comisiilor consultative ale Consiliului Municipal al Orhei. Consilierii au aprobat componențele consiliilor de administrație și a comisiilor de cenzori la Regia Apă Canal Orhei și la Întreprinderea Municipală Servicii Comunal Locative Orhei. Poliția de frontieră a Olandei a reținut un autocar care transporta 65 de cetățeni moldoveni, inclusiv copiii care intenționau să se prezinte la centrul de primire a refugiaților din Ter Apel. Toate cele 65 de persoane au revendicat statutul de azil, iar șoferul și colegul acestuia, de asemenea, ambii moldoveni, au fost arestați sub acuzații de trafic de persoane, notează portalul dacinews.nl. Potrivit publicației, poliția a fost alertată de personalul centrului de azil când acesta a văzut că un grup de aproximativ 20 de persoane părăseau autobuzul și se îndreptau spre local. Este a doua oară în decurs de câteva zile când un grup de moldoveni sunt ridicați de poliție. La sfârșitul săptămânii trecute, 19 persoane au fost găsite într-un autobuz fără acte corespunzătoare, iar șoferul în vârstă de 34 de ani a fost arestat. În august, alți 10 cetățeni moldoveni au fost găsiți într-un microbuz. Menționat că în octombrie 204 moldoveni au solicitat azil în Olanda, devenind astfel cel de-al doilea mare grup de refugiați după sirieni. Pe parcursul anului curent, peste 850 de persoane din Republica Moldova au solicitat azil în Țara Lalelelor, tot atâta cât pe întreaga perioadă anului 2018. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere!